Pompa, ce faci pompa? Da, este achitată, da, da, domnul Stan, este achitată. Bineînțeles. Eu v-am spus în magazin. Poți să-mi dai tu mie acum informații? Unde m-a găsit? Șeful de magazin. Ați vorbit, a venit managerul, a plecat. Bun. A plecat și a trimis pe tine. Bun. Ce v-a spus managerul? A plecat și te-a trimis pe tine. Să ce? Mine m-a trimis să vă spun să o primiți bani una la mână. Femeia asta știe să vorbească. Bun. Creatul a fost de plăcută pentru ce l-ați. Să chemați șeful de magazin? Eu personal. Da, dumneavoastră personal. Chemați șeful de magazin să văd ce fac cu pompa. Te-am înțeles că a fost obicul dumneavoastră, nu? Păi ce mi-am vorbit? A vorbit cu dumneavoastră și v-a chemat aici. V-a într-o lună de zile? Eu ce fac cu apă? Eu am venit într-o la mână. De la mână și pentru că nu aveți voie să filmați în interiorul magazinului. Da, dumne, chemă. Ba da, avem voie. Chemați-o pe... Dumneavoastră și mai bine decât mine. Să nu care să regulă interior. Să nu televiziune, am voie să filmez. Interior. Nu aveți voie să filmați. Mă prezint. Vă spun că nu aveți voie. Mă prezint. Mă dați voie pe mine în judecată, să vedem cine câștigă procesul. Am voie să filmez. Da, deci dumneavoastră veniți la mine în curte. Nu-i curtea dumneavoastră, e domeniul public, alimentar. N-are rost discuție. N-are rost discuție. Domeniul public este acolo, măsurătorul. Ne vedem la proces. Nu e vezi de treaba, da. Hai, să dea mine. Am luat, da, da. M-a spus el, da. Ne vedem la proces, asta e. Da, da. A scoat exact aceeași pompă pe care am luat. Insigna pe spate, nu? Succes. Sper să vă. Bună ziua, Tudor Șeicărescu mă numesc. Nu întindeți mâna spre mine, vă rog frumos. Insigna pe față. Suntem nemulțumiți pentru că ni s-a stricat o pompă. Nu avem apă acasă de ieri. Am venit la prima oră să ne schimbați pompa. Am chemat șefa de magazin. Șefa de magazin va chema pe dumneavoastră. Și din magazin nu vorbește nimeni cu noi. M-a... Nu, a venit ceva de magazin și a fost pe budule, nu vă schimb. Așa că luați-o dumneavoastră și te ziceți mie, că știți dumneavoastră legea... Iar noi acum suntem fără apă acasă. Da, dar știți că... Vreau o pompă. Atât. Dar vreau să vorbesc cu șefa de magazin. Da, mă, vreau să vorbesc cu șefa de magazin și uite... Haideți să facem felul următor. Așa, vă ascult. Opriți, vă rog frumos, puțin filmarea. Așa. Să devenim oameni. Ca așa, este cel mai frumos, bun. Că toată lumea asta facem. Filmăm și așa mai departe. Bun. Haideți să ne înțelegem ca oameni. Da. Chem asta... poliția? Stați puțin. Chem poliția? Nu. Chem poliția să vorbesc. Paul. Dacă mă lăsați... Să-și termine omul discurs. Dacă mă lăsați să vorbesc, o să vedeți că o să ajungem la un concert împreună. Să-și termine. Și nu trebuie să vorbesc cu asta. Chem poliția? Lucrez în presă, sunt jurnalist. Foarte bine, foarte bine. Poliția? Și eu lucrez în pază. Bun, dumneavoastră nu mă învățați pe mine legea. Am voie să filmez. Unde aveți voie să filmați? Da, domnule, că pentru că sunt cumpărător. Okay. Și asta e mărturie în proces. Unde e în proces? În procesul care îl deschid. Vă dă dreptul să mă filmați pe mine? Să dumneavoastră? Da. Da, pentru că dumneavoastră sunteți angajat. Unde sunt angajat? La firma de pază. Păi da, dar suntem firma de pază. Nu contează, sunteți angajat. Da, dar nu aveți voie să ne aveți un contract. Haideți să facem domnul Utică. Da, spuneți-vă rog. Eu cred că discuția despre cine are dreptul să filmeze sau nu, okay, vă rog, poate fi lăsată. Poate fi lăsată. Mergeți afară, poate fi lăsată pe seama unui judecător. Sigur că acum. Da. Eu o să închid filmarea. V-aș fi recunoscător dacă aș închide filmarea. Și după aia aștept de la dumneavoastră să-mi spuneți cum anume ziceți dumneavoastră că se poate rezolva această problemă. O să discut și eu cu colegul meu să văd exact ce s-a întâmplat și revenim și vă spun. Luați-vă timp să discutați cu colegul dumneavoastră. Okay, chiar acum, fără probleme.